mai multe vaccinuri pentru Nistrenia, încă un lot de Sputnik V, 100.000 de doze. Noul an în casă nouă, certificat pentru procurarea locuinței. Cadouri de la prezident pentru copiii cu dizabilități. Bine v-am găsit, e ora știrilor în limba moldovenească. Noi continuăm să vă aducem la cunoștință principalele evenimente din Republică. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea, urmărim chiar acum. Sputnik V pentru Nistrenia, un lot de vaccin, 100.000 de doze, este al doilea lot procurat de companie Shirif. Primul a fost achiziționat în luna noiembrie, la fel 100.000 de doze. Despre furnizarea vaccinului Sputnik în ajun a scris prezidentul pe canalul său din Telegram. Preparatul produs în Rusia este solicitat. Mulți nistreni îl aleg anume pe el. Principalul că vaccinul va fi furnizat în Nistrenia până la vacanța de Revelion, fapt care va contribui la continuarea vaccinării fără întreruperi. Cabinetele de imunizare vor lucra practic fără zile de odihnă. E vorba de 50.000 de doze de prim component și 50.000 de doze de componentul al doilea al vaccinului Sputnik. În cel mai apropiat timp, preparatul va fi repartizat prin instituțiile curative din țară. Adică începând cu 29 decembrie și în zilele de odihnă, vor lucra fără întreruperi toate punctele de vaccinare. Doritorii se pot imuniza anume cu acest preparat. Am creat la maximum condiții pentru toate persoanele care în zilele de sărbătoare pot vizita cabinetele de vaccinare. Acest lucru îl pot face la piețe, în baza instituțiilor curative, la fel în punctele de felceri și moașe. În timpul vacanței de Revelion va continua maratonul vaccinării prin satele Republicii. Avem în țară, în afară de Sputnik și alte preparate. Sinovac, Pfizer, Moderna. În Nistrenia închid punctele de eliberare a numerelor neutre în Tiraspol și Râbnița. Cauza: Moldova a reținut încărcătură cu numere neutre și Nistrene. Despre aceasta în ajun au comunicat în Ministerul Afacerilor Externe. Chișinăul din nou blochează lucrul punctelor de înregistrare a mijloacelor de transport. Practic o săptămână, Chișinăul nu permite trecerea încărcăturii cu numere neutre și nistrene. Acțiunile sunt nemotivate, consideră la Tiraspol. Moldova pentru a câta oară încalcă acordurile. Fără explicarea cauzelor, încărcătura a fost reținută. A fost doar spus că pe semn este simbolica Nistreniei, de aceea nu permit trecerea. Motivări nu sunt. Noi nu avem număr neutru în vacuum, fără legare de numărul nistrean. Mecanismul nostru e format în așa mod că baza juridică legală este numărul nistrean, care la dorința cetățeanului poate fi înregistrat din nou în altă formă a semnului. Nistrenia închide punctele de eliberare a numerelor neutre. De astăzi, măsura e una forțată. Încercările de a soluționa întrebarea pe cale diplomatică n-au dat rezultate. Din cauza că nu avem numere neutre, nu le putem elibera declaranților. Vom fi nevoiți a opri participarea părții nistrene la acest mecanism. Desigur, cei care sunt înscriși și trebuie să-și primească documentele, semnele, vor continua să o facă conform inerției. Dar alți noi declaranți nu-i putem înscrie și include în acest mecanism din cauza că nu avem posibilitate fizică de a le elibera numerele. Deja 4 luni Ucraina nu permite trecerea mașinilor cu numere nistrene. Excepție sunt cele neutre. Pentru primirea lor e un rând mare. Acum și acest proces e în pauză. Donatorii de onoare în 2022 vor primi câte 1450 de ruble. Vor fi remarcați și donatorii activi. Examinările medicale, tratarea, foi de odihnă cu înlesniri în sanatorii, gratuit și fără rând. Legea a semnat-o în ajun prezidentul, iar șoferii care au consumat droguri vor fi lipsiți de permisul de conducere și nu vor fi admiși la examenele în școlile auto. În 2022 vor fi și alte inovații. Achitările sociale. Din ianuarie va crește indemnizația pentru nașterea sau înfierea copilului. Părinții vor primi o achitare unică de 2134 de ruble. De două ori va crește achitarea unică pentru femeile însărcinate, dacă s-au pus la evidență la termen timpuriu. Ea va fi de 242 de ruble. Copiii cu particularități de sănătate vor primi compensația pentru alimentare, dacă nu frecventează școlile și grădinițele. Lunar câte 437 de ruble. Familia numeroasă
să își va păstra statutul și înlesnirile dacă copiii se află la asigurare de stat, spre exemplu în școala suvorovistă sau corpul de cadeți. Despre pensii. Îndată două pensii vor primi văduvele militarilor care au decedat în timpul îndeplinirii serviciului sau din cauza traumei în timp pașnic. Aparate auditive pentru veteranii Marelui Război pentru apărarea patriei. Grupul de invaliditate nu e nevoie al confirma. Din 2022 va începe a activa programul de 5 ani de profilaxie și tratare a bolilor cardiovasculare. Vor mai începe a procura apartamente apărăturilor. Invalizii în cărucioare vor primi compensații pentru adaptarea locuinței, înlesniri pentru întreprinderi și muncitori, impozitul pe venit, 12% în loc de 25% pentru cei care au trecut instruirea duală, pentru mentori la fel, iar pentru producerile de confecții și încălțăminte, în 2022 au prelungit înlesnirile fiscale, dacă folosesc materia primă a clientului. Digitalizarea. Din 2022 vor fi mai puține certificate pe purtător de hârtie. De la 1 martie nu vor fi chitanțe pentru achitarea serviciilor de stat. Va activa sistemul achitării electronice. Serviciile de stat vor putea fi achitate pe loc, prin codul QR sau prin terminal. Ele vor fi instalate în sediile administrative. Va activa și programul Manualul din 2022 până în 2026. Cărți noi vor tipări pentru școlile moldovenești și ucrainene. Și, desigur, 2022 îl vom începe cu un buget nou. Principalul, salariile și pensiile vor fi achitate în termen și volum deplin. Numiri în funcție. Ministrul al afacerilor interne a rămas Vitalie Neagu. Al apărării Oleg Obruchkov. Ministrul securității de stat Valeriu Ghebos. În blocul de forță rămâne și Alexandra Tumba, ea e ministrul justiției. În fruntea Ministerului afacerilor externe se va afla Vitalie Ignatiev. Aceste decrete le-a semnat prezidentul. Își păstrează funcție și Tatiana Kirova, prim vicepremier, ministru al finanțelor. Sergio Bolonic, vicepreședinte al Guvernului, ministrul dezvoltării economice. Stanislav Kasap, vicepreședintele Guvernului pentru întrebările reglementării de drept și interacțiunea cu organele puterii. În alte departamente, la fel fără schimbări, Cristina Albul, ministrul ocrotirii sănătății, Elena Kulichenko al protecției sociale, Sergiu Babenko al dezvoltării digitale. Își păstrează funcțiile și șefii de administrație de orașe și raioane. Noul an în casă nouă. Pentru Olesia Goitimirova din Dubăsari, 2022 va fi deosebit. Astăzi a fost înmânat certificatul pentru procurarea locuinței. Suma certificatului constituie 225.000 de ruble. Olesia Goitimirova este învățătoare de limbă și literatură moldovenească în una din școlile orașului Dubăsari. În ultimii 3 ani educă singură 2 copii. Închiriază o odaie în apartament. Despre subvențiile pentru tinerii specialiști afla de la o colegă care nu demult s-a folosit de programul dat și deja și-a procurat casă. La început de noiembrie a adunat documentele necesare și le-a depus în administrația de stat locală. Și iată mult așteptatul sunet de telefon. Au fost emoții foarte mari. Eram acasă cu fiul și deci ascultam, deci arătam cu ajutorul mimicii că mi-au sunat și mi-au spus, au fost foarte mari emoții, din spus, nu știu cum să mă exprim, dar a fost foarte mari și am, na, n-am strigat, dar am sărit de bucurie, am râs, am spus în sfârșit, am casa mea. Și iată mult așteptatul sunet. Olesia planifică să procure un apartament cu 2 odăi, la el visa de câțiva ani. Primind certificatul, va începe căutarea variantelor accesibile. Dacă ai dorința mare și dorești ceva și te mai rogi puțin, da, în ajun de sărbători se îndeplinesc visurile. În anul curent, cu succes, am realizat programul de procurare a locuințelor pentru tinerii specialiști. Au primit certificate deja 15 persoane. Din ei, 11 sunt deja cu apartamente și case proprii. Olesia Goitimirova a primit certificatul în sumă de 225.000 de ruble, așa că visul ei sacru devine realitate.
Alexandra și Victor au mari emoții. Într-o atmosferă solemnă, tinerilor le-a fost înmânat certificatul de maestru în sport al Republicii Moldovenești-Nistrene. Sărbătorea nimic deosebit, dar ambii abia au împlinit vârsta de 16 ani. Un rezultat serios la o asemenea vârstă. Sportul la Dubăsari întotdeauna a ocupat un loc deosebit. Pentru a-l dezvolta și mai activ, în anul viitor va începe construcția Academiei Jocurilor Sportive, iar la temelia ei va fi școala rezervei olimpice la tenisul de masă. Există ideea ca în baza școlii la tenisul de masă să fie creată viitoarea Academie a Jocurilor Sportive. Totul se face pentru ca copiii, viitoarea generație să fie sănătoasă. Pentru realizarea proiectului dat deja a fost făcut primul pas. Datorită susținerii prezidentului, în instituție a fost schimbat acoperișul, ușile, geamurile, reparat hotelul unde se odihnesc sportivii care vin încoace să participe la competiții. Alexandra Chiriacova este mândria școlii. Tânăra a împlinit 16 ani, dar a obținut multe rezultate frumoase în sport. Și după cum se vede, acesta e doar începutul. A fost greu a obține un asemenea rezultat înalt, dar am muncit mult. A apreciat activitatea mea și statul. Voi primi deja bursa prezidențială. Alexandra și Victor au în planuri să obțină rezultate și mai înalte. Ambii doresc să devină antrenori și să revină în școala natală, unde au făcut primii pași în sport. În decembrie începe vânătoarea de brazi. Majoritatea merg la târguri speciale, dar sunt și din cei care nu vor să cheltuie banii. De aceea, în fiecare an, în ajunul Revelionului, colaboratorii Miliției Ecologice de Carantină desfășoară operațiunea Bradul. Откуда у вас ёлочки? Сосны местные, Приднестровский лесхоз. La moment, în toată Republica lucrează târgurile de conifere. Ecologicul Epoleți controlează fiecare punct comercial, unde sunt vânduți brazii. Angajații organelor de drept verifică toate documentele. Cumpărătorii, principalul, să dispună de talonul pentru procurarea bradului. Un mini-document este eliberat chiar și pentru ramurile de brad. În ajunul sărbătorilor de anul nou, colaboratorii miliției efectuează un control strict al plantațiilor de conifere. Pentru tăierea nelegitimă sau nimicirea lor este prevăzută responsabilitate administrativă, iar încălcătorul legii riscă amendă, suma de la 10 până la 50 de nivele de calcul al salariului minim. Operațiunea Bradul va continua până la 1 ianuarie. În tot acest timp, Ecologicul Epoleți vor controla strict tăierea nesancționată a coniferilor. Moș Crăciun și Alba Căzăpada au vizitat copiii cu dizabilități fizice, orfani și aflați sub tutelă și curatelă. Ei le-au adus în dar cadourile prezidențiale și din partea administrației raionale. Moș Crăciun și Alba Căzăpada au bătut la poarta copiilor cu dizabilități fizice, orfani sau rămași fără tutela părinților. Atât micuții cât și cei mai măricei rămâneau uimiți că în curte au asemenea oaspeți. Azi am întâlnit Moș Crăciun și cu Alba Căzăpada a doilea oară și el, Bogdanul, a așteptat tare mult, cu nerăbdare a așteptat morgerile. Și mulțumesc statului că are grijă de noi și de copiii noștri. Angelina Baranovski crește o fetiță activă și ageră. Are ceva mai bine de 3 ani, dar a suportat 2 intervenții chirurgicale la inimă. Părinții speră că micuța va crește un copil sănătos și viciul cardiac a rămas în trecut. În anul curent a întâmpinat oaspeții împreună cu surioara mai mică. Anul nou în 3 stani ca niciodată, fiindcă a doua fetiță la noi încă nu a văzut mojerilă niciodată. Este primul an la noi. Am așteptat măjirile cu nerăbdare. Fetele tare au vrut cadouri, tare foarte, foarte zbucuroasă că au venit măjirile. O mulțumire mare, fiindcă copiii așteaptă anul nou în tot anul și măjirile trebuie să vină să arăte la copii ce e asta anul nou. O dispoziție tare, tare bună pentru toți copilașii. În fiecare curte, Moș Crăciun și Alba Căzăpada veneau cu urări de sănătate și belșug. Nemărginită era bucuria copiilor când îi vedeau în realitate. Poezii, cântece și hore în aer liber, astfel în Kamenka întâmpină Revelionul copiii cu dizabilități fizice, orfani și rămași fără tutela părinților.
corpul de cadeți a avut loc sărbătoarea de Revelion, un adevărat concurs al talentilor. Au cântat, dansat și declamat poezii. Этот праздник каждый ждет. Для детей он самый важный, а зовется Новый год. Conform tradiției, au fost moșgeriile Alba ca Zăpada, ceilalți în uniformă, căci cadeții sunt oameni serioși. Flashmobul de anul nou prezentat de noi le-a adus în dar tuturor bucurie și energie. Ne-am străduit mult pentru ca toți din jur să simtă o atmosferă de sărbătoare. Am făcut tot posibilul și cred că frumos ne-a reușit. Suntem o instituție specializată. Avem un colectiv unit, deoarece copiii se află aici tot timpul, sărbătorile sunt marcate într-un mod mai solemn, comparativ cu alte instituții de învățământ. Copiii s-au străduit mult să demonstreze rezultate frumoase. Sărbătoarea s-a încheiat cu o discotecă. Mai multe despre aceste și alte noutăți aflați în ediția de seară Cup și pe rețelele noastre sociale. Cele bune în continuare și doar noutăți plăcute. La revedere!